Din 8 martie și până în prezent, colectivul Teatrului Giurgiuvean Tudor Vianu a reușit să pregătească cea de-a 31-a premieră a instituției culturale de când la conducere se află Mircea Meionescu. Păcală și Tândală este titlul piesei regizate de Radu Ghilaș, partenerul giurgiuvenilor de la Teatrul Vasile Alexandrii din Iași. Gabriela Munteanu și Vasile Toma sunt protagoniștii spectacolului bazat pe o colecție de bazme populare românești, al cărui botez al publicului va avea loc vineri 28 martie ora 11. 30. Într-o conferință de presă susținută astăzi la cunoscuta cafenea artiștilor, directorul Teatrului Tudor Vianu, Mircea Meionescu, a apreciat că Păcală și Tândală este spectacolul despre care crede că se va juca în multe reprezentații, date fiind calitatea piesei, jocul actorilor și punerea în scenă a lui Ghilaș. Nu acelea sentimente de satisfacție și-a exprimat Mircea Meionescu cu privire la un alt spectacol, Duminica după Kafka, în legătură cu care a apreciat că va vedea luminile rampei, posibil în viitoarea stagiune, cauza fiind lipsa fondurilor necesare și implicit neputința de a-l convinge pe Constantin Cotimanis să facă parte din distribuția spectacolului. În aceste condiții, a subliniat Mircea Meionescu, există posibilitatea unei înțelegeri cu Emil Boroghină de la Naționalul Craiovean spre ducerea la îndeplinirea proiectului inițial.